Dar s-a inventat orul ăla cu taurul de fier. Știți povestea? Cu taurul de fier, cu instrumentul de tortură. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru Fotbalina. Bine ați revenit, de fapt, la quiz. Episodul 3 de astăzi, bineînțeles, din Football Quiz Battle. Astăzi îl avem alături de noi pe un nou abonat de-al nostru, este vorba despre Marius. Salutare, Marius! Salutare! Bine ai venit! Bun! Marius a lăsat ca și Alex un comentariu și ne-a provocat la un quiz și mai departe veți vedea dacă ne bate sau nu. Eu zic că da, pentru că e unul dintre cei mai buni oameni de fotbal pe care îi știu. Acum am pus și presiune pe el, ce-mi place. Bun, fără alte introduceri, îl rog pe Mihai să introducă o nouă probă care este de fapt o veche probă, dar e cu un mic twist, așa. Da, în primul rând suntem trei care participăm astăzi, de-aia am schimbat prima probă. Prima probă va fi cumva un blind bidding wars. Colegul nostru Cristian a făcut întrebările, o să dea drumul la probă, iar noi o să închidem ochii, el numărând 1, 2, 3. Deci ca și exemplu să zică câte campioane Premier League, noi închidem ochii, el începe 1, 2, 3. Dacă eu deschid ochii la 4 și sunt primul, am automat minus 25 de puncte. Dacă după aia deschide Marius la 5 și e la mijloc, are 0. Și dacă Adrian deschide la 6, trebuie să zică 6 și poate să câștige 50 sau să piardă 50 de puncte. Vă veți prinde pe parcurs, e foarte simplu. Perfect, bun. Dăm drum. Cristian, să ne spui când închidem ochii, poate am dormit. Puteți să închideți ochii, dragilor. Prima întrebare este: câte echipe de club antrenate de Mircea Lucescu puteți numi? 1, 2, 3, 4, 5. La cât ai deschis? La 1, cred. A, eu am deschis la 3. Eu am deschis la 3. Bun, deci ai minus 25 și tu te zici 5 echipe. Bun. Wow, cât am un minut? Am un minut? Cât vrei. Bun. Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Rapid București, Shakhtar Donetsk. Atât. Știam. De club trebuie, nu? Da. A, bine. Așa, băgaș național, dar n-am zis național. Galatasaray sau Fenerbahçe, nu știu, Galatasaray zic eu. Galatasaray, da. Bravo, mă, Adrian! Iluce, Iluce, bravo, Iluce, bravo, Iluce! Bravo, și hai să zicem punctele, după aia o să ne pierdem total. 50, minus 25, 0. Bun, bun, bun. Un început promițător. Da, da, bravo. Am crezut tu ești bun pe fotbal românesc, băi, eu nu sunt așa bun pe fotbal ăsta românesc. Da, sau nu, nu știu. Vedem, nu știu. Mă, și era un pic mai de... așa să mă uit la ochii voștri, că trebuie să fiu atent că îmi deschide fiecare. Că... Și s-a speriat, zic, te uiți pe filmare, nu putem dușa. Da, da, corect. Hai. Bun. Bun. Închidem ochii? Da. Următoarea întrebare este: câte echipe cunoașteți și au reușit să câștige toate trofeele posibile într-un an? Deci ce înseamnă asta? Deschidem ochii, ce înseamnă asta? Toate trei sau toate patru? Că nu ne-au patru. Sextupla. Toate șase. Wow. Adică cu tot cu Mondialul Cluburilor, Supercupa Europei, Champions League, Supercupa Internă, Cupa și Campionatul. Da, sunt șase. Ok, hai să continuăm. Bun. Mamă, și că le-am făcut. 1, 2, 3, 4. 4? Cine a deschis pe urmă, Marius sau eu? La 2. Amândoi, cred că dacă am văzut bine, amândoi la 2. Ah, deci suntem pe 0 noi, practic, sau pe minus 2. Păi 1, 2, 5. Cine a deschis primul ochi? A deschis Ambi în același timp? Știu că nu ne-am uitat. Ambi în același timp? Ambi la 2, dacă am văzut bine. Ambi în 25 la Ambi. Păi da, și stai un pic, și tu dacă nu nimerești 4? Minus 50. Bun, te rog, să ne spui. Barcelona, Real Madrid, Bayern München, AC Milan. Două le-ai nimerit, fiindcă erau doar 2. Peste. Wow. Barcelona 2009 și Bayern 2020. Ce-mi place. Dar he has knowledge. Cele care le-am menționat, ele au câștigat 5. Au pierdut mereu un trofeu. Asta m-am gândit că 6. Deci 6 doar 2 echipe. Și eu m-am gândit la aceleași 4 echipe, pentru că astea sunt generalele care. Eu am zis intern au rupt. Am zis instant, dacă eu de exemplu înainte să încep să numesc, eu la 4 deschid pe la 4 de zic. Dacă nu e, nu da, e. Da, recunosc, bun, era mai deci, tricky în partea mea. Minus 50. Minus 50.
Tu ai 25, minus, da. Minus 50, minus 50, 25. Super. Bine. Astea oricum sunt cele mai nașpa. Cine are 0 câștigă. La uis. Da. Cine rămâne pe 0, da. Bun. Continuăm. Întrebarea numărul 3. Închidem ochii, da? Da, închideți ochii. Câți români puteți numi ce au înscris pentru România la Euro? All time. All time, da. Oh. Deci 4 unici. Mihai, poți să încep? Să număr? Da, da, da. Bun. 1, 2, 3, 4, 5. Bun, voi 2 la 4, el la 5. Și tu ai deschis la 4? Zi-mă 5, mă. Dorinel Munteanu, Ganea, Chivu, Mutu, Hagi. 4 a fost corect, Hagi n-a scris gol. Dar Costa ce aveai? Și știa, mă, și știa. Ganul ăsta. Dar Costanciu, da, ce aveai? Că ai poză cu el în telefon. M-ai albit cu el, m-ai albit cu el. Deci eu m-am gândit fix mă la aia din trecut, n-am și uitat ce vremuri am trăit. Da. Nicolae, scuză-mă. Deci, în acest Răzvan, caz ce se întâmplă Marin, dacă are 4? În acest caz, minus 50, minus 25, minus 25. Deci o să am minus 75. Minus 75, deci, minus 25 am eu, că aveam 25 și ai pierdut minus 50. A, minus 25? Da. Okay. Da, minus 25, minus 75. Vorba și când pierde câștigă. Fai, Mihai și ideile lui. O să ajunge la minus 400 și la final o să fie... Da, dragi prieteni, egalitate, minus 845, 825. Ok, frumos. Hai. Bun, next. Chideți ochii. Câți jucători români? Bă, dar numai cu români, mă. Ești român, Mihai. Sau vrei să vorbim despre Ungaria mare? Marian! Bun, revenim. Câți jucători români ce au fost cumpărați pentru mai mult de 8 milioane de euro puteți numi? 1, 2, 3. Eu știu, dar nu știu niciunul. Sau să mă gândesc, nu știu niciunul. Bun, și acum mai trebuie să zic că e 2. Nu, cine? Nu, Marius a deschis. Marius a deschis okay. La 3, nu? Ok. Cât? La 3. 3, da. 3. La 2 am deschis că știam 2. A doua. Mamă, dar sunt mai mulți. Doar suntem prea proșu. Bun, hai Marius. 3. Drăgușin. Da. Chiricheș. Și Stanciu. Chiricheș, da. Stanciu, da. Drăgușin, da. Da. Excepțional. Bravo! Bravo! Cum să zic? Bă, numai cu român, bă, dar cum, mă? Mihai? Care sunt punctele, ca să țin minte? Minus 25, că am rămas pe 0. Minus 25. Minus 25. Minus 75. Bun, aveai minus 75. Bă, da. Ah, eu am deschis primul? Da. Minus 100, ca la remi. Aia zic, aia zic. Hai că jucăm remis. Hai că acum se fac punctele, presimt că... Deci astea-s 50? Și acum cu aplauz. Toți 25. Aureu. Astea cred că-s 50, nu Mihai? Ce, astea? Proba 2, parcă erau 25. Cu întrebări normale? Da. 25 de puncte. 25, băi, host. Nici eu nu știam. Bun. Deci aici nu mai trebuie să închideți ochii, nu? Nu. Aici ne-am trezit, gata. Bun. Ne revenim. Cine bate primul? Da. Ok. Deci, prima întrebare. Ce țări au câștigat Cupa Mondială de două sau mai multe ori? Eu am bătut primul. Da. Ce-mi place să bat Cupa Mondială de două sau mai multe ori? Da. Trebuie să zic câte exact? Sau aici sunt... puteți face cum vreți voi, dacă ziceți... Da, țara, câte exact. Dacă, nu știu. A, deci câte, nu care. Nu, am zis ce țări a câștigat. Deci zici țara și dacă vrei, Mihai, nu te mai uita. A, dar am uitat, mă, că eu mă repai de la asta. Am uitat că și eu pot să zic după aia. Așa? Deci, putem să facem așa, vă dau puncte pe țara care ați zis-o, dacă e corect, și dacă îmi zici și câte a luat, vă mai dau, nu știu, 10 puncte, dacă ai zis corect numărul de... Eu zic că ajunge 10 în țara. Ajunge în țara. Ok, atunci pune țările. A, deci, nu zici câte sunt flipați, bine. Brazilia, două sau mai multe, exact? Da. Uruguay se pune cu ăla de la început? Da, sunt două. Da. Uruguay? Germania. Așa. Spania la o dată. Argentina, am zis? Nu, de Argentina.
Și la un moment dat ar trebui să-l presez 5, 4, 3, 2, 1. Când simți că tu ești arbitru. De acum gen. Adrian, hai referee! Franța? Da? Mai e una. Asta I give to you. Mai ai doar una. Mai e una și dai și tu un timer. Bravo, excepțional. Bravo, Adrian. Excepțional. Pentru 25 de puncte, mi se pare că ai lucrat cam mult. Am crezut că puțin că te plezneam, de am pomare la o parte și vedeam video. Ai lucrat cam mult. Hei, îmi pun telefonul aici, ce să fac cu tine? Bă, dar jur că m-am uitat numai... Sufere de strabism. Că... Nu, bă, dar m-am uitat numai că nu credeam că pot să mai zic. Bă, dar vrei prea tare din aia, săracul. E ok, e ok, Mihăiță. Oricum le-aș știu pe toate, n-aveai ce să faci. Da, mă, dar oricum nu știam uitat cât pot... Hai, gata, mergem la următoarea întrebare. Sunteți pregătiți? Da. Bun. Care este jucătorul francez cu cele mai multe selecții de la echipa națională? Cred că Mihai a fost primul, da. Cred. Da. Bă, iar ai bătut așa, mă! Da, am bătut să fiu primul. Hai, cât sunt. Da, excepțional. Cât sunt, a zis el, 1. E numai 1 care are și rău de apariție. Păi, pana mea, 1. Cât mulți francezi. Didier Deschamps. Incorrect. Eu am fost al doilea, cine nu știu, dintre voi doi care a fost al doilea. Sigur am fost al doilea. Nu știu, că se bate așa, nu apuc să văd. Hugo Lloris. Corect. E Hugo Lloris sau Lloris? Lloris. Hugo Lloris. Acolo ne-a luat lumea la întrebări, că e Zomăr, nu Zomăr, nu știu cu dăstea, eu sunt de la țară. Oricum zic, ai de la întrebări la Formula 1, Ricciardo. Da, noi nu suntem jurnaliști, încercăm și noi, oricum apreciem că ne corectați, că sunt prost rău. Și eu apreciem. Hugo Lloris. Da, excepțional, Adrian. Perfect. A făcut 50 de puncte din 50, a făcut. Cum am probat asta. Da. Când vreodată. Bun, mergem mai departe. Stai, puncte. Stai. 50? Da. Minus 75 sau nu, minus 25. Minus 25, minus 100. Da. E o scala remitată. Mihai, hai că mai revenim noi dacă da, e. Da, revenim. Dacă... Bun. Mai mult durează să zice câte puncte are decât minuse. Hai zic, cred că putem să... Deci aș probă? Da. Da. Bun. Pregătiți? Am născut pregătit. Numiți echipele ce au câștigat Supercupa Europei de 3 sau mai multe ori. Bayern, Real, AC Milan. Bayern nu e. Păi, ăsta întotdeauna că zice de un jucător de la Bayern nu e, că zice de Bayern nu e. Bayern leaves red free in his head. Dar trebuie să zicem, noi mai avem o șansă acum. Nu știu că voi n-ați aplaudat, voi ați stăteți așa. Numai el a zis, că... Barcelona, Real, AC Milan. 3 sunt corecte. Păi 3 ai zis. Sunt mai multe, te-am zis, numiți echipele care au câștigat. Sunt mai multe care au câștigat. 3 sau mai multe Champions trofee. Deci sunt mai multe echipe care au câștigat Supercupa Europei de 3 sau mai multe ori. Tu le-ai numit 3 din ele. Mai sunt. Și mai băgăm una? A, mai sunt. Mai sunt. Ok, păi lasă-mă să zic, că și lucrul bă și-ai dat atâta timp. Te aștept. Zi mari, nu, lasă, zi mari. Manchester United? Nu. Păi stai mă, cum? Nu. Au pierdut? De nu, de una, nu, nu, continuă, continuă, bă, da, continuă. Aaa. Păi te-a ajutat fără să vreau, cum atunci. Da, din, că ți-a scos United, oricum nu știam până era. A luat 3 în total, n-ai cum să arăt. A pierdut-o pe cea cu Zenit, dacă nu mă aștept. Nu, da, știu, dacă n-au, modelul clubului n-au recent. Inter Milan? Nu. Zine-ne câte. Ajax? Mai sunt două. Nu, nici aia. De zile pe alea care au fost până acum, măcar. Deci până acum Barça, Real, Milan, să zic. Barça, Real, Milan. Trei sau mai multe supercupe. Da. Mai sunt două echipe. Liverpool? Aia zic. Liverpool? Da, este... Mai este una. Nouă. Păi cine are în primul rând mai mult de 3 Champions League? Let's debate it, because poți să iei Supercupa Europei și dacă e Europa League. Vă dau așa un mic hint. Sevilla, bă! Aproape, dar nu. Este nu, tot din Spania. Pierdut. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Yes! Bravo, bă! Lasă-mă să ia 7! Minus 75!
Lasă să ia și el 25. Lasă. Bine, vezi, poate te costă ăsta 25 de puncte. Bă, facerea de bine, revin. De rochi ironii voi, am zis numai să iei tu punctele, mă. Calmează-te. Deci Barça, Real, Milan au 5 fiecare, Liverpool 4. Mă leneștesc. Și Atletico 3. Mulțumim. Mulțumim. Knowledge. Bun. Următoarea întrebare. Cred că e și ultima, sau? De la această probă? Nu e ultima. Mai angajăm așa. Bun. Ce țară a pierdut de cele mai multe ori finale sau finale de Cupa Mondială? Adrian, cred că a fost primul. Olanda. Greșit. Olanda pentru tine n-are 4 finale de Mondial, nici jucate. Dar zis, știi fotbal. Am auzit ce țară, finale, și m-am gândit la Olanda, că-s prost. Ca și Mihai data trecută, am luat aceeași boală. Asta e. Pare. Nu știu care a fost după el. Marius. Poftim. Finale. De Cupa Mondială cele mai multe. A, e cam obvious în pana mea. Ne-a pierdut. Da. Un Juventus al Cupelor Mondiale. Că și Juventus a dat cele mai multe. Eu, dar la Euro era sigur Olanda. Sigur. Ce să zic și eu acum? Am văzut... E Franța care a pierdut două ori. Ne zice Franța? Greșit. Mihai Redemption Time. He can save his day. Nu s-a gândit la mic, nimic era acolo. Zic că te-ai gândit, nu te-ai gândit la întrebare. Era lumea ta acolo. Cu presiune. Sunt între două, sunt în Argentina și Brazilia. Dar nu cred că niciuna. Brazilia nu cred că a pierdut vreodată finala de mondial. Nu mă duc aici. Păi 98. Ia cu Franța. Adrian, e ok? Am zis că nu mi-aduc aminte! Argentina. Incorrect. Spune ce. Germania a pierdut 4. Eram sigur în Germania. Deci, nimeni n-a luat nimeni n-a luat niciun. Ok, bun. Utajul, că am și uitat câte puncte am. 50, ai 0 winning words. Minus 25 și minus 75. Mihai, there's still time, there are still points. Vine what if. Eu mă pricep să completez. Vine what if, unde se pierde și se câștigă puncte mult. Începe să-mi placă probele astea, că nu particip. Bun. Începând cu sezonul 2002-2003, până în prezent, sunt 5 jucători care au înscris peste 80 de goluri fiecare în Liga 1/Superliga României. Care sunt aceștia? Deci îmi repet întrebarea. Îți repet întrebarea. Bă, dar mai rupt, bă! 2002-2003, 5 jucători au marcat peste 80 de goluri în Liga 1. Care sunt aceștia? 2002-2003? Da, începem cu aia. Eu mă, oricum. Ce să mai... Nu mai poate de... Ionel Dănciulescu. Da. Dacă e pe locul 2 sau 3 all-time, îmi pui. Bine, spune-i. Bine, dă-i punctele odată. Dar nu știu dacă mai știu, dacă e problema. Ionel Dănciulescu. Claudiu Niculescu. Da. Cine a stat mamă în campionat ăștia? Lasă că am plecat care s-o dat acolo. Și referii, să-i mai zici de tine. Știi doi din... Ok. Lasă, nu mai dai indicii. Ok, nu mai dau indicii. Deci 5 jucători ai. Da, ai 2 din 5 până acum și te cam presează timpul. Poți să încerc din când în când, mai zici 5, 4... Bratu? Incorrect. Deja cred că ai cam pierdut? Sau? Da, n-ai rost. Ar fi... Nu mai zic nimic. Bune, dacă zi, last... Zi un nume, orice nume. Dacă îl știi... Cristea. Dar nu tu, mă! E corect. Andrei Cristea sigur era, da? Da. Așa? Deci aveți 3. Și ultimul trebuie să fie... Ultimul? Mai sunt 2. Mai sunt 2. Deci ca la ce zic, mai sunt ultimul, că mai sunt. Dică... Corect și mai e unul. Mugurel Bugă. Nu, dar Marius dau... Nicolae. Nu, dar vă dau spoiler. Este... Încă e activ. Wow. Mamă. Sunt videouri cu el de dă goluri din cornere. Ah, Budescu. Budescu. Da. Nu, și dăm punctele? Nu știu. Oricum, voi ați făcut un team effort aici cu tecolele de limbă pe jos, că tot ce știi. Am știu că s-a să mulțumit. Știam că mulți dintre au plecat afară și le-am pierdut. Da, și Buga a plecat. Da. Am zis eu Buga? Nu, eu am zis Buga. Ah, mă gândeam la Pagu, sincer.
Era good business. Da. Putem să continuăm, că deja ne ducem în Buga și mamă, rapid Liga și... Liga și... Liga băi, și sunt, astăzi speram și ziceam, bă, te rog, nu Liga 1, te rog, nu România, te rog, habar nu n-am, știu, mai ales de atunci. M-am uitat. Urmează o întrebare care o să vă placă, presim. Deci, sunt 5 fotbaliști care au câștigat UEFA Champions League, formatul recent, deci exclus Cupa Campionilor Europeni, de 5 sau mai multe ori. Stop! Întrerupem programul normal, din păcate, pentru a face o remarcă. Pe site-ul UEFA scrie că sunt 5 astfel de jucători, dar în realitate sunt mult mai mulți, pe care am enumerat și noi în video. De altfel, oricum, întrebarea asta nu schimba cu nimic rezultatul quizului, așadar, ne pare rău și probabil că nu se va mai întâmpla. Pup! Băieții mei, ați luptat incredibil. Urmează să luptați și mai bine acum. Cred că nu mai lupt deloc. La proba 3 câte puncte este? 50 de puncte de fiecare și dacă greșești, ai minus 50. Okay. Ok, bun. Proba 3. Prima întrebare. Am marcat 157 de goluri în Serie A între 2000 și 2016. Am fost goalgetter în Serie A cât și în Bundesliga. Luca Toni. Excepțional. La Gicic. La Gicic. Bravo! Felicitări, Adrian. Ai inclus 50 puncte. A doua întrebare. Botar nu era din Liga 1. Urmează. A doua întrebare este: sunt câștigător de balon de aur și am câștigat euro cu țara mea. Am jucat pentru Juventus, Nancy și Saint-Étienne. Sunt cunoscut pentru implicarea mea în UEFA/FIFA în ultimii ani, unde m-am aflat într-un scandal de corupție imens. Platini? Platini, corect. Bă, ce m-am gândit, dar nu știam care intrei la UEFA, frate, nu mai știam. Care, cum, s-a dus, pe unde, ce a venit. A fost la ambele, a fost la UEFA înainte. Laurent Blanc, după... n-a fost implicat la chestia asta administrativă, la un moment dat. Cine? Laurent Blanc. Dar n-a jucat la... Dar n-a jucat la alea. Da, da, băi, Laurent Blanc, da, la, el era antrenor, n-avea treabă. Nici cu... măcar. Nici măcar la balon de aur, stai mă, cine că nu. 25. 75. 75. Nu, nu, nu. Ba da, ai 100. 100, mi-e ca, este 50. 100, da, da, minus 70. Mihai, it's your time to coming back. O să facem două întrebări la final care văd 100 de puncte, să-ți mai dăm o șansă. Bun, revenind. Întrebarea numărul 3. Am marcat 105 goluri în Premier League. Inevitabil, am și câștigat această competiție. Deci Gerard nu-i. Dăm afară acum sau mai târziu? După o finală de vis, am reușit să câștig primul trofeu UEFA Champions League pentru echipa mea, deși pierdusem o altă finală cu 4 ani înainte. După acea finală, am plecat și m-am întors înapoi după 2 ani. Nu! Nu știu care a fost eu. Bă, cum adică, mă, iară vrea să fure. Fernando Torres? Nu. Didier Drogba. Didier Drogba, da. Bravo, voiam să mai continui că am plecat, m-am întors. Am câștigat, pentru a mai câștiga încă o dată Premier League. Apoi, ultima chestie era, am oprit un război civil în țara mea natală. Ce război civil a oprit Fernando Torres? Vrea să începe așa, că era mai da, dacă, a, nu, era dar prea obvio, din prima. Da, era prea obvio. A fost și live la TV chestie, chiar mișto. Da, să căutați să vedeți mișto. Nu să caut. Bun, urmează o întrebare ca să-i facă, care o să-i facă plăcere lui Mihai. Minus, da, e de Liga 1, minus 120. Nu mai ține scorul, pune aici, semnul întrebării. De aici, pentru că vreau să fie mai fan, e 100 de puncte. Da. Însă răspunsul. Oh, yes! M-a lovit la picior. Minus 100 de... Poți să fac 75 de puncte. Am cruce de aia, ca în FIFA. Poți să iei măcar loc 2. Da. Bine, mă, îți dau 200 de puncte. Nu, mă, dă 200. 100 de puncte. 100 de puncte, bun. 100. M-am născut în Brașov, Mihai. Dacă nici pe asta nu știu. Buga. Nu! Știu, sigur jucător. Era Olier Otamaș. Bun, continuăm. M-am născut în Brașov. Hai mă, nu se pune, nu mai fi retardat. Așa. Unde am și debutat în fotbalul mare. Am jucat în Germania, Turcia și Anglia. Am marcat 19 goluri pentru Naționala României. Mulți dintre microbiști își aduc aminte de mine după ce în 2007 am agresat un arbitru asistent. Ion Delgar. Excepțional. Bravo, Adrian. Bine, cum de ți-ai dat seama numai că n-ai auzit de arbitru abuzat sau agresat? Tu! Flashback. Ai zis că nu știi.
Genial. Bun, acum facem 300 de puncte, ultima întrebare. Care? Da, mă, tot de 100. All or nothing, all or nothing. Pierde Colba și al meu, ori câștigați voi. Adică, da, de fapt, uite, asta. Genial, genial. Bun, deci 300 de puncte. All in. Colba, și e posibil să fii jucat degeaba până acum. O să pierzi, așa. Nu, mai nu faci. Oricum, eu n-am nicio șansă, cum știi, Colba și are peste 300 de puncte, mă, sper. N-are, mă, 300 de puncte. Câte puncte ai? Nici nu mai știu, mă. 100. N-are o trist. Dă-o pe ultima. Bun. Și facem un edit. Bun, fiți atenți, acum ai acum. Te concentrezi? Nu, mă. Am marcat 106 goluri pentru echipa mea de club și am marcat 6 goluri pentru națională. Am fost ales de 3 ori cel mai bun fotbalist al țării mele. Regretul meu cel mai mare a fost faptul că nu am reușit să mă transfer în străinătate la Real Madrid, deși Santiago Bernabeu m-a dorit enorm. Sunt legenda echipei FC Argeș. Minunea blondă, minunea blondă Dobrin. That face, that face. Genial. Bă, dacă faceți cu Liga întâi dată, vine să mă mai chemat. Bine. Ăsta cu Dobrin, îmi pare rău, tata. Trebuia să știu, dar bă, restul... Mihai. Deci, Mihai, ce v-a dispus în apără data? Facem altru. nu mă apăr. Bun. Cum s-a terminat practic acest quiz? Ai câștigat. Păi da, vreau să știu punctajul, mă, ca să nu ai, acolo, ai 500, 348. Ai, pe dacă ți-a făcut asta întrebare 2400 de puncte, da. Ești campion. Mi-a făcut mie, nu l-a făcut ca să se întoarcă și el din mort. Are și dreptate. Întrebare. Are și dreptate, dar păi felicitări. Eu am cerut cuiva mila asta. Nu, să ne certăm. Felicitări, Adrian, ai câștigat locul întâi când vreodată Liverpool. Bravo, felicitări. Foarte necaracteristic tipul. Da, corect. Hai de caput, că lichidă ăștia canalul. Bun, așadar, dacă vreți să fiți în locul lui Marius aici, lăsați-ne un comentariu acolo și provocați-ne și pe noi la un quiz. Acum să-l întrebăm pe Marius cum s-a părut. A fost foarte mișto. Păcat că... Nu mai vin niciodată, așa de bine a fost. Bă, da, mai vin cu alte întrebări, probabil. Dar nu cu Liga I. Nu, sau români, a fost destul de dificil. Că perioada aia n-am fost în țară. Da, îmi cer scuze. Am fost în țară, m-am uitat. Cu alte cuvinte, Mihai, nu-ți faci deloc un favor. Bun. Mulțumim încă o dată. Nu uitați să dați follow pe toate rețelele noastre. TikTok, Instagram, Facebook, dacă vreți și puteți. Așa mai departe. Și mai ales să vă abonați la canal și să apăsați clopoțul ăla, să primiți notificări. Să vedeți pe Mihai supărat în fiecare săptămână. V-am pupat! Ciao! Am crezut că îți plac întrebările mele, Mihai.